Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Interviurile Azi Live. Sunt Lucian Dimitriu, suntem într-o zi de miercuri, este ora 13 și 58 de minute. Avem astăzi un invitat cu totul deosebit, căruia îi mulțumesc pentru acceptul de a-mi acorda acest interviu. Dragii mei, mi-am propus să sondez fenomenul spiritualității populare românești în prezent din perspectiva unui om superavizat, o personalitate și un mesager remarcabil al cântecului popular, un rapsod, făcând referire și la manifestări care valorifică obiceiuri și datini străvechi, chiar dacă acestea și-au pierdut funcția ritual magică, evocată însă de spectacolul purtător al unui mesaj mai degrabă cu funcție estetică. Muzica tradițională românească, țărănească, în cazul românilor, este o muzică utilitară, este o muzică de ceremonial. În fiecare zi vedem aceleași tocuri înfipte în poderele caselor de cultură, aceleași ansambluri și orchestre populare apărute, poate după model moscovit unele. Foarte multe emisiuni de muzică populară nu au tangență cu acel patrimoniu imaterial care, din fericire, mai există în unele enclave și nu au legătură nici cu folclorul. Este folclorul românesc în momentul integrării noastre în Uniunea Europeană una dintre acele peceți care ne pot individualiza și într-o mare diversitate de valori culturale între națiunile Europei? Dacă da, ce ar trebui făcut ca el, folclorul românesc, să-și ocupe locul cuvenit în nuanțarea mai pronunțată a exprimării distincte și poate unice acasă și mai departe. Astăzi avem un invitat, după cum v-am spus, cu totul deosebit, domnul Ionuț Fulea, un aristocrat al tradiției și al sufletului românesc și creștin ortodox. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. O întrebare de 100 de puncte. Ce mai faceți? Ce să facem? Stăm așa într-o așteptare nesigură, că nu știm ce facem în weekendul acesta. Nu știm dacă acolo unde am fost solicitați să mergem, vom mai putea merge, dacă incidența n-a depășit 6 la mie. Deci suntem așa într-o incertitudine permanentă și încercăm să ne ocupăm timpul cu lucruri mai de ale casei, ca să zic așa. Toate că la noi și plouă acum, deci suntem oarecum obligați să stăm în casă, pe lângă casă și să facem treburile zilnice ale unei familii. Pot să spun că este și norocul meu că am reușit să vă prind, fiind vremea mai închisă și nefiind ocupat poate cu alte treburi mai importante. Da, Domnule Ionuț, eram plecat la țară să aveam ceva de lucru acolo și datorită vremii oarecum am renunțat. Dar sigur că, așa cum ne-am înțeles, am programat această zi pentru întâlnirea cu dumneavoastră. mulțumesc foarte mult. Domnule Ionuț Fulea, este un noroc copilăria la țară? Cu siguranță este, cu siguranță este și ascultând introducerea dumneavoastră, spuneați că folclorul și-a pierdut din funcționalitate sau, practic, nu mai reprezintă ceea ce noi am moștenit oarecum. Este destul de greu pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, am adus aceste elemente tradiționale, le-am adus în scenă, dar nu le-am adus în forma reală, pentru că oricât ne-am străduit să aducem în scenă ceea ce s-a întâmplat în vatra satului, nu vom reuși să facem, pentru că atunci când vorbim de autenticitate a folclorului românesc sau cântecului autentic, el trebuie să se manifeste acolo unde a fost creat. E destul de greu să-l aducem în scenă și să spunem că este un cântec autentic sau cântecul poate fi autentic, dar manifestarea nu mai este autentică. Și sigur că copilăria este foarte importantă pentru că, practic, crescând la țară, eu am crescut la țară, am crescut la bunicii mei, acolo am văzut într-adevăr aceste obiceiuri, aceste tradiții care ne particularizează în acest context european, în această unitate sau în această diversitate culturală. Și sigur că acolo ai văzut adevăratul comportament, adevărata manifestare a țăranului român, cel care a știut să respecte tot ceea ce a însemnat
obiceiurile vieții de la sat. Și aici ne putem referi la sărbătorile de iarnă, la sărbătorile de primăvară. În egală măsură ne putem referi și la aceste munci ale câmpului, vorbim de seceriș, vorbim de culesul viei, vorbim de ritualul de înmormântare, ritualul de nuntă, de cătănie. Și sigur, cântecul de leagăn, care au făcut parte din viața satului, pe care acum nu le mai putem întâlni la oraș. Din păcate e greu, e dificil. Cu toate că încercăm într-o oarecare măsură să aducem cântecul tradițional în scenă, dar nu este suficient, pentru că într-un eveniment public e mai greu să arăți și să exemplifici un obicei pe care noi trebuie să-l redăm așa cum l-am moștenit. Acum, aceste evenimente sunt evenimente publice, evenimente de divertisment care se folosesc de aceste elemente tradiționale pentru a crea o stare, o emoție de moment. Da, cum ați... E importantă copilăria, evident. Din păcate, mulți copii nu mai trăiesc la țară. Nu spun că e obligatoriu și dacă nu trăiești la țară înseamnă că nu ai niciun rol sau niciun rost pe lumea asta. Dar din punct de vedere al tradiției, al obiceiurilor noastre, al identității noastre naționale, sigur că nu este binevenit să nu ai tangență cu acest lucru. Iar să iei legătura și să te lovești de aceste fenomene, nu poți decât acolo, în vatra satului. Aș continua puțin incursiunea în copilăria noastră, cu începuturile carierei dumneavoastră, nu neapărat a carierei, și v-aș întreba cum ați învățat să cântați, de la cine, ce model ați avut, cum ați ajuns, cine ați ajuns, care au fost începuturile muzicale ale dumneavoastră? Acum, eu aș vrea să fac o mică paranteză aici. Ați spus de la cine am învățat să cânt. Nu prea înveți să cânți. Cu cântecul te naști. Sigur că pe parcursul anilor apare o formă de educație, dar ceea ce ți-a dat Dumnezeu și, bineînțeles, părinții tăi nu se învață. Este un dar pe care îl primești și pe care trebuie sigur trebuie să-l perfecționezi. Și dar dacă ar trebui să mă refer la ce m-a inspirat să cânt, a fost exact această copilărie petrecută la țară. Acolo am avut ocazia să trăiesc sufletul țăranului, să trăiesc interiorul acestor oameni prin cântecul lor, prin forma lor de manifestare. Probabil că și eu am avut această deschidere interioară către cântecul tradițional și atunci, văzând artiști importanți la televizor, cum se obișnuia pe vremea lui Ceaușescu să vedem spectacole de folclor importante atunci, chiar și astăzi au rămas la fel de importante, am văzut acești artiști mari care m-au impresionat și sigur că am spus oarecum ar fi să cânt și eu muzică populară, că uite ce frumos sună. Și întâmplarea a fost că eu l-am văzut pe Nicolae Furduiancu. Văzându-l pe Nicolae Furduiancu, un om impozant, un om cu o ținută impecabilă, cu o voce aparte, cu un mod de interpretare spectaculos, pătrunzător, profund, am rămas impresionat și cu atât mai mult mi-a întărit această convingere că trebuie să urmez și să fac și eu ce face Nicolae Furduiancu, a fost faptul că era din județul Alba. Fiind și eu din județul Alba, am fost mândru că, uite, avem un artist important pe care aș putea să-l urmez. Sigur că tendința fiecărui tânăr este, atunci când vede un interpret care îi pică la suflet, are tendința să-l copieze, ceea ce și eu am făcut la rândul meu. Și cum pot să copiez decât învățându-i cântecele, repertoriul acelui interpret. Am învățat aceste cântece și am început să le cânt și eu la diferite întâlniri cu vecini, cu prieteni, cu colegi. Sigur că aveam, pe vremea respectivă, aveam undeva la 16 ani și vocea mea era în schimbare.
tendința a fost să copiez și timbrul vocal al lui Nicolae Furduiancu și lumea ascultându-mă mi-au dat de înțeles că eu am calități vocale și m-au încurajat să cânt. Sigur că profesorii de la școală, văzându-mă, m-au cooptat în evenimentele culturale ale școlii, ale liceului, că practic în vremea liceului, în anul întâi de liceu, am început să cânt și chiar prima întâlnire cu colegi a fost una comică. Eu am făcut liceu industrial la Zlatna, la 36 de kilometri de Alba Iulia și venind la un eveniment la Alba Iulia împreună cu colegii mei, le-am cântat. Le-am cântat pe tren. Și au fost prima reacție a lor a fost să râdă, pentru că eram un pișpiriu de copil, eram foarte, foarte slab. Eram amărât așa, ce să mai, la 16 ani nu poți să fii foarte mare. Și cântându-le cu o voce puternică, baritonală, erau șocați, nu le venea să creadă că dintr-un copil așa de amărât ca mine, poate să apară o voce atât de puternică. Sigur că, cu ghilimele de rigoare, am fost pârât la profesorul de activități culturale din cadrul liceului și profesorul respectiv m-a ascultat și după aceea m-a cooptat în evenimentele liceului. Încet, încet am ajuns să fiu cunoscut și de oamenii de cultură din orașul Zlatna, profesorul Repede, care era director la Casa de Cultură din orașul Zlatna, m-a ascultat, m-a auzit, i-a plăcut și m-a cooptat în evenimentele orașului. Sigur că, ajungând la aceste evenimente, am fost implicat și în alte localități din județul Alba, cu spectacole în care am avut bucuria să întâlnesc artiști mari, precum Lucreția Ciobanu, Ion Cristoreanu, și, sigur, l-am întâlnit pe Nicolae Furduiancu în perioada cât eram elev la liceul din Zlatna. Și Nicolae Furduiancu a fost impresionat de calitățile mele vocale și chiar m-a încurajat să urmez acest drum, această carieră. Am participat la evenimente, concurs din vremea respectivă, prima dată în județ, după aceea cei din județ m-au văzut la, cum era atunci, nu mai știu cum îi spunea, Comitetul de Cultură, ceva de genul, Comitetul de Cultură al județului, m-au implicat și în alte evenimente în afara județului. Sigur că după 89 m-am dus în armată, chiar în 89 eu am prins Revoluția în direct în poziția de militar în termen. După stagiu militar am dat examen la Universitatea Tehnică din Cluj și am intrat la Știința și Ingineria Materialelor din cadrul facultății de metalurgie. E, acolo sigur că m-am documentat, am căutat să vedem unde sunt activități culturale și Universitatea Tehnică avea un ansamblu recunoscut și atunci și acum care se numește Românașul. M-am dus, am dat o probă la acest ansamblu și am rămas la ansamblu și încet, încet am luat contact cu foarte mulți oameni de cultură din Cluj, oameni din profesia mea, oameni de televiziune și încet, încet am parcurs aceste etape, ajungând ceea ce sunt astăzi de fapt. De ce Universitatea Tehnică și nu conservatorul, având în vedere că dumneavoastră, în momentul în care ați dat la facultate, aveați deja începuturile carierei bine definite și lumea vă știa, vă afirmaseți în domeniul muzical. N-ați fost tentat pentru a urma o facultate de profil, să zicem, canto popular sau ceva de genul acesta? Atunci era la modă să fii student la Politehnică și sigur că profesorii de la liceu m-au încurajat să merg să mă fac inginer. Am ascultat aceste sfaturi pentru că, sigur, eu trebuia să am o pregătire specială pentru a susține examen la conservator, ceea ce nu puteam să am în liceu atunci și, sigur, pentru mine cântatul era doar o chestiune așa de hobby mai mult, pentru că și părinții mei
au insistat foarte mult să mă ocup de carte, să învăț ca să fac o facultate bună. Iar atunci facultățile bune erau doar câteva, printre care și Politehnica. Sigur că după ce am intrat la Politehnică, undeva prin anul 3, eu am început să studiez canto popular la Școala Populară de Arte din Cluj cu profesorul Vasile Boldor și la recomandarea domniei sale m-am pregătit pentru a susține examen la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Din păcate n-am mai făcut acest lucru. N-am mai făcut acest lucru. De ce? Pentru că să fim așa din popor sau din topor, banul e ochiul dracului. Am intrat mai profund în scena muzicii populare, am început să câștig bani și am spus că ce mai întrebe mie să mai fac studii de specialitate, pentru că eu știu să cânt și văd că lumea mă place pentru asta, deci n-are rost să mai fac și studii, să fiu certificat oarecum atunci când fac vorbire despre ceea ce înseamnă folclorul românesc, despre muzică. Sigur că spuneați la început despre mine că sunt, nu mai amintesc acum termenul, oarecum certificat să fac vorbire despre folclor. Nu sunt certificat din punct de vedere al unei hârtii, al unei diplome. Încerc să aduc în atenția dumneavoastră și atenția celor care ne ascultă ceea ce am învățat de-a lungul timpului, ceea ce am văzut și sigur ce am învățat de la oamenii de specialitate. Și aici pot să fac referire la Ioan Bocșa, la doamna Elize Stan, la Eugenia Florea, oameni care sunt atestați ca fiind profesioniști în acest domeniu și am învățat foarte mult. Sigur că tot timpul avem de învățat câte ceva. Eu îndrăznesc să vă numesc un aristocrat al tradiției și al sufletului românesc și creștinesc. Însă, la antipoze, alții vă consideră fie interpret de muzică populară, alții vă consideră rapsod. Ce răspuns le dați acestora? Unde nu se întâlnesc cele două? Da, cred că sunt undeva la mijloc. Rapsod. Trebuie să înțelegem ce înseamnă rapsod. Rapsod este omul care creează, omul care concepe și care interpretează în același timp cântecele de acolo din vatra satului. Interpretul de muzică populară. Da, sunt. Pot să spun că sunt interpret de muzică populară și aici aș introduce noțiunea pe care dumneavoastră a spus-o de aristocrat, pentru că, sigur, muzica populară, trebuie să facem această diferență. Muzica populară este cea care se inspiră din muzica tradițională. Noi devenim interpreți de muzică populară pentru că ne urcăm pe scenă. Noi cântăm la evenimente publice, la evenimente private. E foarte greu acum să mai fim conceptul de tradițional, îl păstrăm, însă forma sau locul unde practic ne manifestăm nu mai este cel autentic, cel tradițional, ci oarecum putem vorbi acum de muzică populară, cu toate că muzica populară se inspiră din muzica tradițională și este adaptată la timpurile și la vremurile pe care le trăim. Cântecul tradițional este cântecul cules, cel creat în urmă cu foarte mulți ani și readus în atenția publicului. Dar forma prin care îl arăți nu este o formă tradițională și probabil că aici se face această confuzie că ești interpret de muzică populară. Și cel de acum 200 de ani, 300 de ani a fost interpret de muzică populară pentru că este muzica poporului la un moment dat. Însă, trebuie să înțelegem că tradițional este diferit de popular. Tradițional este ceea ce ne identifică și ne particularizează în această diversitate culturală, ca formă de identitate națională. Muzica populară, ea astăzi are o anumită formă, peste 10 ani are altă formă, peste 20 altă formă. Deci ea suferă modificări. Muzica tradițională rămâne, este reper. Iar muzica populară oarecum se inspiră din muzica tradițională. Da, tocmai mi-ați răspuns și la următoarea întrebare, care este diferența dintre muzica tradițională și muzica populară. Tocmai mi-ați răspuns.
Mai Eu întreb. aș mai face o completare aici ca să răspund oarecum mai punctual la întrebarea dumneavoastră de acum. Am fost întrebat de un coleg mai tânăr de ce muzica tradițională rămâne și este acceptată după atâtea sute de ani de când a fost creată și nu dispare, în schimb, cele create acum dispar peste noapte. Și mi-am permis să îi dau următorul răspuns. Muzica tradițională, cea care nu dispare, a fost creată dintr-un spirit colectiv. Societatea se manifesta la un moment dat într-o anumită formă. Și atunci s-au creat niște cântece care practic erau pe sufletul general, sufletul tuturor celor care făceau parte din acest spirit. Deci practic s-a născut dintr-un spirit colectiv. Astăzi, cele care se creează și dispar peste noapte sunt create pentru a forma un spirit. Este o mare diferență. Și atunci, tot timpul, spiritul omului este modificat prin ceea ce noi încercăm să le oferim. Adică, dacă avem un moment în care părinții noștri, de exemplu, au plecat la muncă în Spania, noi facem cântece acum pentru acel segment de oameni sau, mă rog, și pentru familiile lor care au rămas acasă, facem anumite cântece pentru a le forma un spirit de înstrăinare și așa mai departe. Probabil că acestea nu exclud ca să rămână în timp și să fie, eu știu, redescoperite peste 10 de ani, la fel cum, eu știu, sunt cântecele, eu spun, din zona Da, Bucovinului, ele pot marca, sigur. când se adunau tinerii și erau luați cu arcanul la oaste. Pentru că Da. există similitudini foarte mari între Bucovina și Ardeal. E așa un mic Ardeal Bucovina, cel puțin așa ne considerăm noi, așa deci ne-am format la umbra Ardealului. Domnule Ionuț Fulea, se poate compune muzică, o piesă populară care să fie atât de în prezent, care să fie atât de valoroasă încât să fie considerată folclor? Există această posibilitate, sau tot ce se compune în ziua de astăzi este puțin trecut în cealaltă parte, exclusiv în partea muzicii populare și deocamdată nu este considerat folclor. Adică pot să fie piese populare atât de valoroase încât să fie considerate folclor? Păi acum trebuie să ne raportăm puțin la ceea ce înseamnă folclor ca definiție. Folclorul face referire la creațiile unui popor la un moment dat, atunci când practic se definesc. Și aici vorbim de cântec, de poezie, de vers, de joc, de multe chestiuni care practic personalizează o națiune. Ce se întâmplă? Eu spuneam și înainte că acum se fac foarte multe cântece, se creează. De ce? Pentru că tinerii nu mai au răbdare să meargă în instituțiile de specialitate să caute, pentru că folclor este foarte mult. Este foarte mult și este înmagazinat în biblioteca electronică sau în cea scrisă a acestor instituții de specialitate, cum sunt academiile de muzică, fonotecile radio și așa mai departe, televiziuni, institute de folclor, deci se găsește material. Din păcate, tinerii nu se mai întorc acolo. De ce? Pentru că nu găsesc ceva spectaculos. Adică, nu găsesc. Una dintre caracteristicile principale a cântecului autentic este simplitatea. Tinerii nu mai vor simplitate. Nu mai vor simplitate pentru că ei vor să șocheze. Ei vor să vină cu ceva spectaculos și, în general, ritmuri din astea alerte care să creeze antren, mai mult cântece pentru evenimente private decât pentru evenimente științifice sau publice chiar. Și avem tendința asta de a face modificări. Însă, aceste cântece care se fac acum, sunt create acum, nu sunt pur și simplu născute în mintea unui om. E foarte greu să spunem că cineva acum, pentru prima dată, a descoperit un cântec. L-a compus. E foarte greu pentru că în subconștientul nostru sunt foarte multe cântece care, la un moment dat, ne dau posibilitatea să descoperim și să creăm ceva. Dar ele sunt cântece de inspirație. Deci,
Aici, sigur că au fost și, să știți, și procese vis-a-vis de anumite cântece și nu s-a putut da dreptate celui care contesta că, mă rog, i-a fost furat cântecul, pentru că cântecul respectiv era cu repere tradiționale. Repere caracteristice ale cântecului tradițional. Deci, practic, erau cântece cu influență din folclor. Am înțeles. Deci tot acolo mergem. Modificăm puțin armonia melodiei, versurile melodiei, linia melodică foarte puțin sau combinăm mai multe linii melodice într-una și facem un cântec nou, dar ele au practic același reper. Da, e ca și cum ai merge în apele internaționale și ai pescui de unde toată lumea are voie să pescuiască. Nu Da. pescuiește în apele teritoriale ale unei țări. Am înțeles așa, la nivelul meu, cam cum stă treaba. Din ce plămadă, din ce stări, eu știu, sentimente și bucurii s-au născut piesele pe care le cântați, melodiile pe care le cântați? Aceste melodii pe care eu le cânt sunt cântece moștenite. În urmă cu 25 de ani, 27 de ani chiar, am avut bucuria și plăcerea să cunosc oameni importanți, oameni de specialitate, și aici fac referire la Eugenia Florea, specialist, etnomuzicolog, redactor de emisiuni de gen la Radio București, și Stelian Stoica, profesor de muzică și actualmente dirijorul Orchestrei Jidvei România. I-am cunoscut în urmă cu 27 de ani și m-au ajutat să-mi formez un repertoriu. Acest repertoriu pe care eu l-am prezentat pentru prima dată în fața publicului a fost un repertoriu înmagazinat și în fonoteca radio și în fonoteca profesorului Stelian Stoica. Cântece vechi, cântece moștenite de ei. Deci, practic, eu am moștenit un repertoriu pe care, sigur, l-am pus prin filtrul sufletului meu și l-am transmis mai departe cu vocea mea, cu interpretarea mea, cu mimica mea, cu gestica mea și așa mai departe. Am făcut în 2010 un album care se intitulează Mândra mea, mândră de la Ciugud. Am avut problema asta și eu, vis-a-vis de un album cu un repertoriu. Și am vorbit cu profesorul Ioan Bocșa și l-am rugat să mă sprijine să-mi dea din Academia de Muzică material din mărginimea Sibiului, să pot să aleg și să formez un compact disc cu 15 piese, 15-16 piese. Am căutat, n-am reușit să găsesc ceva care să-mi cadă pe suflet, exact ceea ce vă spuneam și dumneavoastră înainte, că fiind foarte simple, eu căutam ceva mai spectaculos. Negăsind acest lucru, am zis, mă, decât să le modific și să fac eu noi compoziții, mai bine hai să readuc în atenția publicului piese, cântece care au fost promovate de artiști importanți, cum ar fi Ion Cristoreanu, Maria Tănase, Alexandru Grozuță, Achim Nica, Ana Balaci. Îmi scap acum, nu mai știu exact dacă am enumerat pe toți, și să readuc în atenția publicului cele mai importante cântece ale lor. Și atunci am făcut acest album cu Mândra mea, mândră de la Ciugud. Da, uite că deja îmi vine în minte îmi cer scuze, toate cântecele care sunt foarte cunoscute de toată lumea și nu numai la noi în Ardeal, ci în toată România. Am spus, mai bine să readuc în atenție acest lucru decât să fac un material prost cu cântece compuse de mine din alte cântece. Dar repertoriul meu de bază a fost un repertoriu din mărginimea Sibiului, adunat și strâns împreună cu acești oameni de specialitate. Deci este foarte important și ca recomandare pentru toți tinerii care vor să urmeze această cale. Însă acum este mai greu, pentru că acum
interesul multor tineri este de a câștiga bani mulți cât mai repede. Se apropie doina. Vreau să vă întreb de unde își trage rădăcina nemuritoare a doina. Se apropie ea de cântarea psalmodiată? Să înțelegem că ar putea fi o rudă a cântării bizantine? Mi-e greu să vă răspund aici pentru că nu am noțiuni suficiente ca să pot să fac o afirmație pertinentă și pragmatică despre ceea ce m-ați întrebat. Și nu vreau să intru în conflict cu oameni care dețin mai multe informații și au mai multe informații și sunt acreditați și certificați în acest sens. Trebuie să ne gândim la felul în care oamenii, pentru că mai degrabă doina, cred că este, sau cântecul, îmi scap acum, am un lapsus, cântecul doinit, că nu se spune doină, ci cântec doinit. Practic ăsta a fost primul cântec, pentru că lumea nu cânta de joc. Prima dată a fost cântecul de suflet, de interior, pentru că acest popor a avut multe necazuri. Oamenii și-au cântat prima dată necazul și după aceea bucuria, pentru că au fost mai multe necazuri decât bucurii pe pământ atunci. Și așa a apărut doina, ca o formă liberă de exprimare. Ea nici nu are ritm, dar totuși poate fi inclusă ca fiind un cântec ritmat. Deci e mai complicat din punct de vedere tehnic să vă explic eu acest lucru. Dar eu cred că a fost primul cântec care ne-a definit, pentru că este cântecul de suflet. Și cred că aici intervine și acea noțiune a cuvântului dor, pe care nu poate explica nimeni sau nu există în alte limbi decât în românește, dor. Este, de fapt, doina vine dintr-un dor, dintr-un of, dintr-o necesitate de alinare a sufletului. Cât de importante sunt mesajul, cuvintele, când doriți să ajungeți la inima ascultătorilor? Sigur că, în primul rând, atunci când doresc să transmiți un mesaj, trebuie să te asiguri că cei care sunt în fața ta au puterea să accepte acest mesaj. Sigur că toate cântecele noastre tradiționale, prin vers, au avut mesaj, au fost versuri înțelepte, create de oameni înțelepți. Înțelepciunea simplă, nu o înțelepciune complexă, dar datorită faptului că de fapt era simplă, era foarte complexă. Ca dovadă că și astăzi ceea ce s-a spus acum 200 de ani este la fel de valabil și se respectă, se ține cont. Sigur că mesajul prin vers este foarte important, pentru că în egală măsură este asociat și oarecum susținut de un mesaj armonic, vocal, audio. Aici, în versul poate fi spus în foarte multe forme. Aici ține de particularitatea și interpretarea fiecăruia. Greutatea care vine din ceea ce simți, cum simți tu cuvântul, pentru că dacă îl simți și îl duci în interiorul tău, este mult mai puternic când vine prin forma sonoră. Versul este cel mai important, pentru că acolo oamenii se regăsesc. Și sigur, ei se regăsesc în acest vers datorită faptului că în spatele versului este o melodie care este asociată bine cu acel vers. Nu putem vorbi, de exemplu, nu putem cânta un cântec de înmormântare pe ritm de sârbă, horă sau știu eu. Înțelegeți? De aceea această asociere între vers și linie melodică a fost foarte importantă ca mesajul să fie mult mai puternic și penetrant. Îmi spuneați săptămâna trecută că în perioada pandemiei v-ați găsit refugiul prin lucrul în lemn. Oare există o legătură între tradiție, țăranul român și civilizația lemnului? Cum s-ar împăca în satele noastre tradiția cu noua civilizație, așa să-i spunem, high-tech? Trebuie să ne adaptăm, n-avem ce face, trebuie să fim în rând cu lumea.
Sigur că meșteșugul lemnului nu este inventat, n-a fost inventat acum, el este moștenit de noi. Eu m-am întors către lemn pentru că în familie socrul meu era pasionat de lemn și mereu îmi spunea: ce mă copile, când văd o mașină cu lemn, îmi lasă gura apă. Și nu înțelegeam de ce. Zic: Doamne, ce-o fi cu omul ăsta? Ce-o fi în capul lui de... Poate îți lasă gura apă când vezi, știu eu, un fruct copt, când vezi o bucată de pâine aburindă și... Zic, cum să... Și încet, încet m-am apucat eu așa să meșteresc prin curte, să mai repar ceva, să mai tai un lemn, să văd că pot să mai fac și o masă, să văd că pot să fac și un scaun, să văd că pot să fac și o cupă din care bei apă. Și încet, încet am înțeles că, de fapt, lemnul poate fi modelat atât de frumos și să transmite o căldură aparte sufletului. Așa am descoperit acest lucru și acum am înțeles de ce îmi spunea socrul meu că îi lasă gura apă. Practic, lucrând lemnul, era ca și când l-ar fi mâncat. Atâta satisfacție și atâta bucurie îi oferea acel model, acea bucată de lemn care se modela în mâinile lui. Îmi spuneați mai înainte că rapsodii au fost și în trecut și sunt și în prezent. Și totuși, între interpretul de muzică populară sau rapsodul de început și cel de astăzi, există o diferență? Sigur că există, pentru că spuneam și înainte, forma vieții, trăirile noastre s-au modificat. În urmă cu zeci de ani, sute de ani, să zic așa, oamenii aveau alți factori externi care influențau viața lor, adică erau mult mai puțini. Și astăzi mi-aș permite să vă răspund printr-un exemplu. Vă rog. În urmă cu câțiva ani am fost la bunica mea în sat, pe vremea când mai trăia bunica, și am rugat-o să mă ducă la cineva în sat care mai știe cântece vechi. Am mers împreună la o persoană acolo în sat și am rugat-o să-mi cânte ce-și mai amintește. Eu vreau să vă spun că toate cântecele pe care mi le-a cântat au fost cântece cunoscute de mine. Dar zic, de unde le știi? A, pe eu le-am auzit de mult astea, dar unde? Le auzise la încânta inclusiv cântece din zona Moldovei, din zona Olteniei. Le auzise la difuzor, că atunci pe vremea era difuzor. Da. Dar faptul că doar ea mai reținea cântecul respectiv, în mintea persoanei respective, rămăsese ideea că, de fapt, ea este cea care o moștenit și o dus mai departe cântecul. Nu înțeles că, de fapt, eu vreau un cântec de acolo, din pământul ăla, născut acolo, în pământul ăla. Și cam așa este și cu rapsozii de astăzi. Sunt foarte puțini, din păcate, astăzi rapsozi, dar vin cu alte forme de manifestare, pentru că viața lor este influențată de această tehnologie de care vorbeați dumneavoastră. Este o diferență, cu siguranță. Părintele Dumitru Stăniloae și în general marii duhovnici ne vorbesc despre omul frumos, despre frumusețea românului. Literatura ne aduce în prim plan. Cât credeți că a mai rămas din această frumusețe a românului în acest veac 21, la acest început de veac 21? Am trecut deja de primul sfert al lui. Mă refer la frumusețea naturală. Cred că Da. știți ceva. Nu știu cât a mai rămas. Nu știu cât a mai rămas, pentru că această frumusețe a românului era în strictă legătură cu aceste valori moștenite. Frumusețea noastră era raportată și la biserică. Frumusețea noastră era raportată și la respectul față de muncă, la munca câmpului.
frumusețea noastră, pentru că sunt convins că această frumusețe nu face referire la înfățișarea noastră. Este o frumusețe lăuntrică, este o frumusețe care vine din interiorul tău, dar care se și vede în egală măsură pe chipul tău. Aceste lucruri, aceste frumuseți au venit și din simplitatea omului, pentru că oamenii nu aveau foarte multe de împărțit pe vremuri. În schimb, se ajutau foarte mult și se ajutau pur și simplu, nu cereau nimic la schimb material, ci doar ajutor cereau la schimb. Deci oamenii în comunitatea lor se ajutau între ei și atunci aveau o susținere importantă a comunității, ceea ce le dădea o libertate spirituală și în egală măsură le crea această stare de bine care se transforma într-o frumusețe. Frumusețea apărea prin gesturile pe care le făceai, prin respectul pe care îl acordai oamenilor în vârstă, prin respectul pe care îl primeai din partea copiilor, a tinerilor, prin respectul pe care îl arătai bisericii, prin respectul pe care îl arătai obiceiurilor tale. E, aceste lucruri care s-au petrecut erau liniștitoare pentru spiritul românului, pentru spiritul țăranului român. Și atunci acei oameni erau frumoși, pentru că nu lăsau loc ca în sufletul lor să intre ura și răutatea. Astăzi, în schimb, se creează omul nou, omul individualist. Acum creăm indivizi, nu creăm comunități. Și atunci, sigur că aceste forme, uitați-vă că tinerii nu mai respectă oamenii în vârstă. Oamenii în vârstă nu mai au nicio speranță că cineva le va mai veni în sprijin ca să se poată baza pe ceva. Uitați-vă că sunt atâtea convulsii între părinți și copii. Deci, practic, înțelepciunea, respectul a dispărut. A dispărut exact ceea ce spuneați dumneavoastră, această frumusețe a omului. El era frumos ca întreg, era bun. Era omul bun, doar omul bun era frumos. În afara, cred că activitatea dumneavoastră, după părerea mea, eu aș împărți-o în partea artistică și partea managerială, pentru că ați dovedit de-a lungul timpului că aveți și calități manageriale, ați ocupat funcția de director al Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Alba și sunteți de ceva timp președinte al Uniunii Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România. Și una din principalele noastre ocupații este aceea de a promova tinerii, tinerii interpreți. Ce sfat le-ați da acestora, celor care vor să vă urmeze în carieră? Este foarte important, dacă ai ales acest drum al cântecului tradițional, să respecti acest cântec. Ca să faci acest lucru, înseamnă că nu trebuie să te gândești la a compune, a veni cu compoziții în fața publicului care te ascultă, pentru că ai obligația să transmiți mai departe acest cântec tradițional. Chiar dacă el nu s-a modificat de 200 de ani, obligația este să-l duci mai departe. Nimeni nu este deranjat și nu se va supăra de faptul că tu vei cânta un cântec pe care și eu l-am cântat în urmă cu 20 de ani. Important este să nu-l modifici și să-l transmiți mai departe așa cum l-ai preluat. În egală măsură, trebuie să-și respecte zona de unde vin acești tineri. Să respecte zona prin ceea ce oferă această zonă. Și aici mă refer la cântec, la port, la joc, la vorbă, la omenie. Dacă fac aceste lucruri, cu siguranță vor deveni oameni de reper pentru societate. Noi ne-am dorit foarte mult pentru că chiar la început spuneați cum putem păstra această identitate în această diversitate culturală. Pentru că obiceiurile și tradițiile noastre, practic, nu mai sunt vizibile și au fost aduse într-o altă formă în scenă. E simplu. Cred că trebuie să aducem în atenția celor tineri aceste obiceiuri printr-o formă de educație. Și aici cred că este important să venim ca o formă opțională, bineînțeles, să introducem folclorul în școală. Ca acești tineri din clasele primare să învețe și să știe, de fapt, cine sunt ei, de unde vin ei.
ce moștenesc ei ca să pot transmite mai departe și să poată face comparație cu alte popoare de pe acest pământ. Deci tinerii trebuie să respecte în primul rând aceste valori pe care le-au moștenit de la bunici, prin părinți, prin bunici, prin străbunici, trebuie să le păstreze, să le ducă mai departe. Discutam cu dumneavoastră despre ce ar trebui de făcut ca folclorul, muzica populară, folclorul, cum, indiferent care dintre ele, să ajungă și la inima, la sufletul elevilor din mediul urban. Pentru că vreau să spun neapărat, pentru că am și discutat cu dumneavoastră, aveam și bănuieli atât săptămâna trecută și țineți minte, dumneavoastră de fapt sunteți inițiatorul proiectului 10 pentru folclor și puțină lume, sau poate multă lume știe asta, cunoaște acest lucru. Aș vrea să ne spuneți și despre acest aspect, să ne vorbiți despre proiectul 10 despre folclor, despre adevăratul proiect prin care s-a dorit și se dorește în continuare introducerea studiului folclorului în școli sub forma opționalului acela de folclor. Sigur că da. În 2010 noi am făcut vorbire despre importanța introducerii folclorului în școală și în Parlamentul României s-a vorbit despre acest lucru, ceea ce pe noi ne încântă că atunci parlamentarii au ținut cont de ceea ce noi am propus și ne-am dorit. În 2012 am avut un proiect la nivelul județului Alba, un proiect care se chema Ateliere de Folclor. Acest proiect s-a făcut în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și a vizat următorul lucru. Să venim în zona urbană, acolo unde chiciu este mai pregnant și mai evident, să aducem în atenția copiilor din școli care este adevăratul cânte, care este adevărata noastră identitate. Și cum am făcut acest lucru? Inspectoratul școlar a pus în acest proiect profesorii de specialitate care să vorbească despre ceea ce înseamnă obicei, tradiții, cântec, joc, costum și tot ceea ce cuprinde folclorul românesc, iar noi, membrii acestei uniuni, am venit și am exemplificat acelor copii. Și vreau să vă spun că în 2012, îmi cer scuze, am ajuns să facem acest lucru în 11 localități, 11 orașe din județul Alba, practic toate orașele din județul Alba, și am avut ca audiență un număr de 500 de copii și gândiți-vă că acești copii au venit împreună cu părinții, pentru că a fost un proiect inedit, un proiect nou pentru acești, și pentru copii și pentru părinți. În egală măsură am avut această întâlnire, acest atelier a fost interactiv, unde ei au cântat ceea ce au învățat, ce știau de la părinții lor, de la bunicii lor, și am pus practic alături de noi să înțeleagă cât de important este să te întâlnești și cu artistul mare de scenă și în egală măsură ce înseamnă să fii pe scenă și cât ai învățat din ceea ce ți-a spus profesorul tău de specialitate. Deci, practic, am încercat să demonstrăm că acești copii sunt deschiși la a învăța noțiuni despre folclorul românesc. E, de aici a apărut și acea idee 10 pentru România, pentru că am dat un interviu în urmă cu câțiva ani la Ciocănești unei doamne care ulterior a preluat ideea. Nu este rău, nu contest ceea ce a făcut doamna, este foarte bine, însă putea ca acest lucru să-l facă împreună cu cei care au inițiat practic acest proiect de a introduce folclorul în școală. Este bine, pentru că eu am mai urmărit acest proiect și de acolo, de la dumneavoastră, de la Suceava, și să știți că foarte mulți artiști care au fost implicați în acest proiect de la dumneavoastră sunt artiști și membri ai Uniunii Interpreților de Folclor din România. Deci sunt colegii mei, colegii noștri care au și știau despre ce este vorba. Dar este așa foarte bine că se face. Să le reprezentați. Numai că am o nedumerire, s-a spus la un moment dat, eu nu vreau să bag zizanie, iertați-mi expresia, nu tocmai
La un moment dat s-a spus că Bucovina este inițiatoarea, mă rog, Bucovina, o să folosesc termenul acesta pentru a nu îmi crea probleme. A fost inițiatoarea acestui proiect, la început județean și după aceea a devenit național, răsfrângându-se până în zona Ardealului. Eu așa știu, eu așa știu varianta care s-a spus la noi. În fine, nu există. Acel proiect 10 pentru folclor se desfășoară la nivelul, nu știu, cred că, nu știu dacă a ieșit din limitele județului, nu cred. Nu cunosc. Dar la noi nu s-a ajuns cu așa ceva, pentru că v-am spus, noi l-am inițiat în 2012. Dacă vă amintiți, nu mai știu în ce an a fost primul proiect 10 pentru folclor la Suceava, nu știu când. Dar cu siguranță o să vedeți că este după 2012. Da, cred că prin 2012 și încă mai sunt suficiente enclave, suficiente zone unde această caravană s-ar fi putut opri. Eu vă spun că, din păcate, au fost sărite zone, importante zone folclorice cu sate de rom. Acum aveți spune, deci pentru unde există sate, unde există de rom tradițional, unde există un folclor tradițional. Acele au fost sărite. Niciuna n-a fost luată în calcul pentru că acolo găseai suficiente babe, suficienți moși care încă mai cântă, abar n-au note, dar nu contează chestia asta, și se puteau, eu o spun prin prisma amatorului, eu cred că puteau fi utilizate și aceste zone. Bineînțeles că și celelalte minorități, nu le contest valoarea muzicală. Dar să știți, cred că ar trebui, da. Să știți un lucru, că această idee de a veni cu folclorul în școală nu făcea referire doar la folclorul românesc. Deci nu trebuie să ne raportăm doar la majoritate. Nu, majoritatea trebuie să-și cunoască istoria, minoritatea la fel trebuie să cunoască istoria. Pentru că, indiferent că sunt maghiari, romi, români, sași, știu eu, turci, fiecare în parte trebuie să-și cunoască tradiția prin omul de specialitate și exemplificat prin artistul care reprezintă într-adevăr acea cultură. Deci ideea noastră a fost, când introducem folclorul în școală, nu introducem doar folclorul românesc. Nu asta era ideea. Sigur că noi am oprit acest proiect la un moment dat pentru că au fost câteva chestiuni care nu s-au legat, dar cu siguranță, după ce vom trece de perioada asta de acum, ne preocupăm să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Să știți că am văzut în satul Bosanci, lângă Suceava, dansuri țigănești atât de autentice și atât de frumoase, comparabile cu dansurile pe care le-am văzut cu toții în marile ansambluri moscovite, rusești, că numai acolo sau mai. Da. Dar foarte mulți din cei care încă le mai practică sunt bătrâni și se vor pierde. Și păcat. Cu siguranță. Eu așa cred că e păcat de ele. Poate că în folclorul românesc lucrurile stau mai bine, dar în folclorul minorității rome sunt foarte, mă rog, în ceea ce privește minoritatea romă, sunt foarte puțini știutori de carte, da, școliți, care ar putea pune pe note ceea ce cântă, dansurile, să le pună, eu știu, pe ritmuri, sau că am înțeles că există și partituri de dansuri. Chiar am văzut mai da, devreme da, carte întreagă cu pași de dans. Cu... Da, există un cifraj al lor, da. Da. Da, trebuie oamenii de specialitate să facă acest lucru, să se întoarcă către fiecare cultură în parte, pentru că spuneați și dumneavoastră, cei care mai știu și mai cunosc decât ceea ce este de valoare, de bun simț, sunt în vârstă și dispar, și cu ei o să dispară și ceea ce de fapt reprezintă acea cultură. Și este păcat. Trebuie mai multă implicare, dar mi-e teamă un pic, pentru că ce se întâmplă acum în societatea noastră, ce se întâmplă în România, interesul pentru zona asta tradițională, autentică, zona asta de identitate,
nu mai prea este, din păcate. Tocmai de aceea eu îmi permit să spun că și cântecul comercial a apărut exact și lăsat să intre în piața, în societatea noastră, în piața românească, tocmai pentru a denatura partea cealaltă de valoare, de autenticitate, de identitate. Mi-ați vorbit până acum doar de lucruri frumoase. Există și o parte neplăcută a vieții de artist? Acum, știți cum e că devenind o persoană publică, sunt momente în care chiar vrei să fii liniștit, chiar ai nevoie de liniște și ai vrea să te relaxezi și tu. Te duci cu familia în excursie, te duci în vacanță sau poate te duci singur, știu eu, la munte undeva. Faptul că ești o personalitate, toată lumea va fi lângă tine. Toată lumea dorește să-și facă poze cu tine, să-ți vorbească despre ce, cum te vede, cum ești, ce ai făcut, când v-ați întâlnit. În egală măsură te duci la evenimente private, cum ar fi nuntă, botez, unde ești invitat. Cu siguranță se trezește cineva de acolo să vină să te roage să cânți și chiar dacă nu vrei și nu poți, insistă și ți se vorbește urât, ca și cum tu nu mai ai viață privată, tu ești doar la muncă tot timpul. Astea ar fi câteva aspecte care sigur ar fi oarecum deranjante. Acum, sigur, sunt multe, Doamne ferește, dar se întâmplă. Urci pe scenă și tu ai un necaz și trebuie să zâmbești când de fapt sufletul îți plânge și sunt multe, dar în general viața asta de artist este frumoasă, să știți. Este frumoasă, important e să știi să păstrezi un echilibru între ceea ce înseamnă viața de familie și viața de scenă. Mai reprezintă zona Bucovinei o zonă în care se cântă muzică tradițională pură, adevărată? Credeți că mai există în Bucovina că se mai cântă? Dar vă rog să fiți sincer. Că nu se poate să nu știți. Nu se poate să nu știți, nu să vă dați seama. La cum vă cunosc eu ca și artist, ca și interpret. Știți cum e? Acum v-am spus, cam peste tot în România există influențe destul de urâte vis-a-vis de Mie mi se cântecul pare, iertați-mă, pentru tradițional. mi se par prea toate melodiile astea din ultimul timp de la noi din Bucovina, trilili, lilila, trilili și lilila și trililiurile alea așa, nu știu, mi se pare de acum absolut 99% din ce se cântă la noi sunt trililiurile alea și nu știu cum să le spun. Eu am spus așa fără Vă să mai spun? fiu avizat, doar Da, cu așa este. urechile mari. Să știți că trililiul respectiv este și la noi, și în Oltenia, și în Banat, și peste tot. Din păcate, și televiziunile fac greșeli. Atunci când mergem să filmăm, inclusiv la postul național de televiziune, ni se spune foarte clar, cântați ceva mai vesel, mai rapid, așa, să nu fie. Adică, reperele noastre, practic, sunt date la o parte și Mor aici fac acolo la intrarea referire. la televiziune. Da. Și atunci nu mai pot cânta o doină într-o emisiune, nu mai pot cânta un cântec de uliță, nu mai pot cânta un cântec de seceriș sau un cântec de cătănie. Trebuie să cânt ceva foarte repede, așa, să creezi o atmosferă frumoasă, să vă aplaude lumea și la revedere. Și atunci cauți tot felul de cântece din astea care să placă la oamenii, să vadă. Sunt convins că majoritatea interpreților din Bucovina, din România, au un repertoriu ales în spatele lor, dar datorită acestor, cum să spun eu, dorințe a unora de a apărea la televizor într-o anumită formă, venim cu chestiile astea de viață bună, de frumusețe, să râdem, să dansăm, să urlăm. Nu mai contează să rămâi, dacă rămâi în conștiința omului prin aceste cântece.
Sunt interpreți foarte valoroși acolo la dumneavoastră. Și sunt convins că și ei, într-o care măsură, ca și noi de altfel, facem greșeli pentru că încercăm să fim în pas cu lumea, cu moda. Cam de aici pleacă tot. Nu din dorința de a știrbi, de a strica. Nu, 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 nu face nimeni. Cel puțin cred că oamenii din profesia mea nu se gândesc la așa ceva. Eu așa cred. Și credeți-mă că aproape sunt convins că așa este. Eu nu Dar vă contrazic, doamne este o ferește. necesitate de moment când ni se spune, ni se dă de înțeles că ar fi bine să fim un pic mai jucăuși prin cântecele noastre. Pentru că v-am promis că nu vă voi reține decât o oră, aș vrea în încheiere să adresați un mesaj celor care vă iubesc, care vă respectă, care vă ascultă muzica și nu sunt puțini, inclusiv din zona noastră. În primul rând, vreau să vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc cu dumneavoastră și să vorbesc cu ascultătorii dumneavoastră. Nu Eu știu în vă ce măsură mulțumesc. am reușit, nu știu în ce măsură am reușit să mă fac înțeles. În schimb, mă bucur că pot să le transmit un gând. Eu le spun multor oameni atunci când mă întâlnesc cu ei, când merg la evenimente. Eu le spun următorul lucru. A spune celui de lângă tine te iubesc este foarte important. Dar mult mai important decât a spune te iubesc este să spui iartă-mă. Pentru că iartă-mă aduce cu siguranță și multă iubire. Dumnezeu ne-a lăsat cel mai de preț lucru nou. Ne-a lăsat iubirea. Să o dăruim oamenilor, să o dăruim celor din jur pentru a deveni din nou ceea ce se spunea cândva, să devenim din nou oameni frumoși. Vă mulțumesc din suflet și trebuie să recunosc și să spun telespectatorilor noștri că este al doilea interviu în numai o săptămână pe care domnul Ionuț Fulea, acest aristocrat al tradiției și sufletului românesc, mi l-a acordat. Primul a fost ratat datorită inadaptării mele la tehnică și a avut super amabilitatea de a veni din nou și a făcut timp. Ați văzut la început, a lăsat treburile de la țară și a venit să stea de vorbă cu noi, cu cei din Suceava. Vă mulțumesc din suflet, a fost o deosebită plăcere și o rară plăcere de a vorbi cu un reprezentant al muzicii autentice. Apropo, vreau să vă spun că la începuturile dumneavoastră, pe la țară, când cântați dumneavoastră și erați foarte tânăr, lumea spunea, babele spuneau că sunteți fiul lui Nicolae Furduiancu. Așa se Da. spune atunci. Deci toată lumea, așa vă mergea. Da, am cântat. Certau babele și una dacă îndrăznea una să spună că nu, aia altă l-a nihilat și Am știa cântat, că nu i-a într-adevăr. știut. Așa este, într-adevăr, am cântat 4 ani de zile, am cântat alături de Nicolae Furduiancu și alături de Dinu Iancu Sălăjanu. Și la un moment dat, Nicolae Furduiancu, care este și nașul meu de cununie, mi-a zis, pentru binele tău, să-ți faci orchestră, să-ți faci un grup instrumental și să colinzi singur, pentru că dacă mai stai lângă mine, nu o să te faci cunoscut deloc. Pentru că uite ce zice lumea, că tu ești băiatul meu. Și semănam amândoi blonzi, Da. înalți. Da, semănam și era Și firesc să spună timbru vocal seamănă și foarte timbru mult. vocal. Da, Seamănă da, așa foarte mult. este. Dacă lumea vă ascultă pe radio și nu vă vede, nu îți dai seama. Trebuie să te gândești mult așa și să fii un cunoscător de Ionuț Fulea, al muzicii. Da, corect. Ca să-ți dai seama că cine Da. cântă. Dragii Asta mei, e viața. interviul de astăzi se oprește aici. Rămâneți în continuare cu Radio AS, acasă, pe stradă, în mașină sau oriunde v-ați afla, pentru că, după cum vedeți, noi încercăm să facem altfel de emisiuni. Sunt Lucian Dimitriu, până data viitoare, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră, domnul Ionuț Fulea, pentru Mulțumesc și eu.